Responsabilii din primăria Roman se preocupă în această perioadă de pregătirea secțiilor de vot, unde pe 11 decembrie romașcanii își vor exprima dorința de a trimite în Parlamentul României 8 deputați și 3 senatori. Dar ce au fost la alegeri locale la fel, știm despre ce este vorba. Direcția administrativă de la noi împreună cu secțiul de divitar se ocupă de pregătirea lor în așa fel încât ele să fie conforme pentru a desfășura alegerile în bune condiții, că este obligația primăriei de a rezolva lucrul ăsta. Și fiți convins că va fi. În data de 7 decembrie, Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgență va demara un control asupra modului în care autoritățile publice locale au pregătit spațiile în care vor funcționa sutele de secții de vot din toate localitățile județului Neamț, din punct de vedere al securității la incendii.